O glumă proastă s-a terminat la camera de gardă pentru o elevă de 15 ani din Târgu Jiu. Adolescenta a ajuns în grija medicilor după ce un coleg i-a tras scaunul chiar în momentul în care voia să se așeze. În cădere, fata s-a lovit la cap și a ajuns la spital inconștientă. Corina Belteu are amănunte. Corina, cum se simte eleva? Oana, tot ce știm în acest moment este că părinții au cerut externarea ei pe semnătură. Ei spun că fata lor nu trebuia internată, chiar dacă medicii sunt de altă părere. Adolescenta a fost diagnosticată cu un traumatism cranian destul de grav, iar doctorii intenționau să o țină sub supraveghere. Atenția se îndreaptă însă acum spre liceul unde învață fata. Între timp, directorul unității de învățământ a început o anchetă. Elevul a recunoscut că a mișcat scaunul colegei și că fata a căzut. Puștiul urmează acum să ajungă în fața unei comisii de profesori care vor lua măsurile ce se impun. Pentru gluma sa, elevul riscă exmatricularea. Mulțumesc pentru informații, Corina.